De câteva zile, schimbul de mâine al handbalului masculin argeșan, este vorba de componenții echipelor de junior 2 și 3, se află în cantonament la Sătic. De asemenea, de curând și-au reluat antrenamentele și cei de la junior 4. Avem trei echipe, junior 2, junior 3 și junior 4. În acest moment, juniorii 2 și juniorii 3 sunt în cantonament la Sătic, la noi în Argeș, până duminică, au plecat de luni și până duminică, sub îndrumarea și atenția celor doi profesori, Dan Avram și Leon Ciprian, unde fac pregătirea fizică și apoi se reîntorc acasă, începând cu alte pregătiri și jocuri amicale. Vă spun, anul acesta, cele două grupe de copii, 2 și 3, au planificat a accede în grupele semifinale și, bineînțeles, juniorii 3 chiar la turneul final, pentru că avem ambiții mari cu copiii noștri. Ceilalți, cei mici, au început și ei pregătirea, deocamdată loco, sub îndrumarea lui Alin Oprescu și George Macri, și sperăm că încet, încet și aceștia să crească, pentru că, așa cum a spus și Sorinica, vor avea un model în echipa mare și vor să joace în acea sală a sporturilor. Mâine, păi bine, să fie ei vedetele acestei echipe. Conducătorii echipei Handball Club Argeș sunt consecvenți în ceea ce privește echipele de junior și speră ca aceștia să obțină în câțiva ani rezultate pe măsură.